Mergem mai departe și vorbim despre un alt subiect extrem de important, mai ales pentru țara noastră. Negocierile pentru aderarea României la spațiul Schengen sunt pe ultima sută de metri, fiind o chestiune de timp în ceea ce privește un calendar exact. Este vorba despre o aderare posibilă în două etape. Mai întâi în plan aerian, apoi terestru, această ultimă fază urmând a se finaliza în toamna anului viitor sau la începutul anului 2025, cel mai târziu. Ce șanse mai are România și ce pași trebuie să urmeze, aflăm în cele ce urmează de la invitatul nostru de la această oră în platou, domnul Victor Negrescu, europarlamentar al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc pentru prezența. Așadar, mai este foarte puțin timp până la finalul acestui an și una dintre variante era aceea a convocării unui Consiliu Extraordinar JAI în care să se stabilească exact aceste date pentru aderarea României la spațiul Schengen. Când s-ar putea întâmpla acest lucru în opinia dumneavoastră? Pentru că în doar câteva zile vin sărbătorile Crăciunului, apoi mai e puțin și vine noul an. Da, este posibilă convocarea unui Consiliu Extraordinar care să discute acest subiect între Crăciun și Anul Nou. Nu e ceva inedit, s-a mai întâmplat să avem sesiuni extraordinare a unui format de Consiliu. Și acest subiect este extrem de relevant pentru Uniunea Europeană. Este și o promisiune făcută de Comisia Europeană, dar și un angajament luat de Spania, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. De fapt, lucrurile au fost întârziate și de opoziția Olandei cu privire la aderarea Bulgariei la spațiul Schengen. Și prin mai multe voci de la nivelul guvernului olandez, deja vedem că s-a flexibilizat această poziție și astăzi, chiar acum, când discutăm, are loc o reuniune a comisiei din Parlamentul olandez care va discuta inclusiv acest subiect. Și sperăm ca respectiva comisie, practic, să adopte, nu va fi neapărat un vot, va fi o discuție, să adopte, practic, ridicarea vetului aplicat de Olanda vis-a-vis de Bulgaria și, automat, mai avem doar Austria. Putem pune presiune pe Austria, am izolat, practic, Austria prin acest demers, chiar mai discutam noi despre importanța izolării Austriei. S-a reușit acest lucru și în contextul acesta deja șansele noastre cresc, pentru că de regulă, la nivelul Uniunii Europene, când un stat rămâne izolat, își flexibilizează poziția și agrează o formulă de compromis care în prezent se negociază între Comisia Europeană și reprezentanții guvernului din Austria. În opinia dumneavoastră, domnule Negrescu, când ar putea fi convocată această ședință extraordinară? Înainte de Crăciun sau am putea vedea imediat după Crăciun o convocare a acestei ședințe? Și ce s-ar întâmpla acolo, practic? Discuția acum este despre intrarea pe cale terestră, pentru că noi am deblocat politic intrarea pe cale aeriană și aici eforturile guvernului au fost semnificative. Premierul Marcel Ciolacu a și anunțat acest lucru. Însă acum discutăm despre o dată fixă privind intrarea pe cale terestră, care ne interesează foarte mult. Și avem două scenarii menționate și de dumneavoastră, să avem o dată certă în toamna anului viitor sau intrarea pe cale terestră undeva în 2025. Reprezentanții Austriei nu vor o dată certă, pentru că urmează un an electoral important pentru ei. Noi vrem o dată sigură. În funcție de finalizarea acestor negocieri, vom avea Consiliu Extraordinar între cele două sărbători, e posibil, din nou vă spuneam, sau imediat după sărbători, sub președinția Belgiei, să avem o reuniune care să aprobe intrarea noastră în spațiul Schengen. Sperăm noi, definind ambele formule, dar este important și primul pas, intrarea pe cale aeriană, unde cred eu că nu ar trebui să ratăm acest demers deja, zic eu, obținut în negocierile politice. Pe de altă parte, domnule Victor Negrescu, această intrare a României în spațiul de liberă circulație pe calea aeriană nu vine și neapărat cu un plus financiar foarte mare. Și atunci, de ce este atât de important și nu putem intra mai repede și pe cale terestră, acolo unde știm că este adevărata problema României și acolo se pierd cei mai mulți bani? În primul rând, România așteaptă de 13 ani să facă un pas înainte. Este pentru prima dată când reușim să deschidem practic fereastra de oportunitate pentru aderarea României la spațiul Schengen în mod real și avem ceva concret obținut. Deci nu trebuie să ratăm această șansă. Intrarea pe cale aeriană aduce beneficii, aduce posibilitatea ca românii din afară să se întoarcă mai ușor acasă. Avem transport aerian pentru colete, pentru transport special, transport medical, transport civil-militar și acest lucru s-ar face mult mai ușor. De asemenea, investitorii ar putea să vină mai rapid în țară, turiștii ar putea să vină mai rapid în țară și am putea, de ce nu, organiza evenimente mai ample în România sau chiar conecta mai bine filialele marilor companii din România
cu cele din alte țări din spațiul Schengen. Deci sunt beneficii consistente inclusiv din punct de vedere economic, dar nu putem ignora că, într-adevăr, intrarea pe calea terestră ne aduce de asemenea beneficii consistente și trebuie să obținem acest lucru în integralitate. Însă trebuie să vă spun, Austria are alegeri și practic a blocat România din motive politice interne. Noi trebuie să facem cumva să trecem peste acest veto, ei îl pot în continuare aplica, așa că trebuie să găsim o soluție de compromis. Și Austria, când a intrat în spațiul Schengen, acum mulți, mulți ani, a intrat mai întâi pe calea aeriană, pentru că a fost blocată de Germania la momentul respectiv, și ulterior a intrat pe calea terestră. Deci există un precedent, nu e ceva Din câte știm, nu doar Austria, au mai fost și alte, state europene care au intrat în două etape. Însă rămâne în continuare această pierdere. Poate până la urmă este o miză să obținem într-un fel garanția că intrăm în spațiul de liberă circulație. Însă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima perioadă și în general România a fost aspru criticată pentru că nu a avut un ton mai dur cu Austria în momentul în care și-a folosit acel drept de veto anul trecut pe 8 decembrie. Și că poate dacă am fi avut o altă atitudine vis-a-vis de Austria, am fi reușit într-un fel sau altul să obținem mai rapid un răspuns pozitiv din partea lor? Da, cred că anul trecut s-a greșit foarte mult. Și modul în care am abordat situația și dialogul cu Austria sau partenerii europeni, inclusiv faptul că am acceptat ca documentul privind aderarea la spațiul Schengen să ne lege de Bulgaria și Croația a putut să intre, practic, depășindu-ne în spațiul de liberă circulație. Dar anul trecut șansele erau mult mai mari. Acum, practic, am deblocat o situație pe care nimeni nu credea că o mai putem debloca. Ceea ce e un pas înainte. Din nou, vă spun, 13 ani de așteptare, un pas înainte, nu putem ignora acest rezultat pozitiv, această victorie de etapă, în speranța că avem definită și data pentru intrare pe cale terestră. Pentru că odată ce intri pe cale aeriană, deja, sistemul tău informatic este conectat cu sistemul informatic din spațiul Schengen. Schimbul de date, angajații tăi fac parte din sistemul Schengen. Deci ești de fapt în spațiul Schengen, doar că mai trebuie să obții și această liberalizare a tot ce înseamnă frontiera terestră. Eu cred că o vom obține. Important pentru noi este să avem în sensul acesta anumite garanții formale sau informale care să ne dea această speranță. Pe de altă parte, domnule Victor Negrescu, ne uităm puțin și la această parte cu intrarea pe calea aeriană, pentru că chiar dacă se întâmplă acest lucru, totuși țara noastră nu intră în spațiul Schengen începând cu 1 ianuarie 2024, ci cel mai probabil din luna martie. Iar dacă ne uităm la Croația, care a intrat anul trecut în spațiul de liberă circulație, încă din luna ianuarie a intrat pe calea aeriană. De ce se fac în continuare aceste diferențe și de ce se păstrează totuși această stare de neliniște în cazul țării noastre? E vorba în primul rând de calendarul de zboruri și în sensul ăsta trebuie ca autoritățile competente în materie de transport aerian să fie informate în prealabil și de aceea practic se așteaptă luna martie pentru că nu avem încă o decizie certă în această privință. Acum, revenind un pic la contextul general, să știți că noi am făcut foarte multe lucruri pentru a pune Austria sub presiune. De la posibilul atac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene până la alte demersuri diplomatice blocând Austria în anumite circunstanțe. Mai mult decât atât, chiar săptămâna trecută în Parlamentul European, un raport pe care l-am inițiat a fost aprobat, prin care condiționăm veto-urile de justificări legale, transparente. Și în sensul acesta, dacă vom avea un nou vot, Austria și Olanda, la momentul respectiv, ar fi trebuit să justifice legal o nouă poziție, ori știm foarte bine că este imposibil acest lucru. Deci ne-am jucat pe mai multe canale, canalele diplomatice, am discutat cu oficialii europeni, cu oficialii din Olanda, cu cancelarul german Olaf Scholz, cu partenerii din America și am deblocat situația. Din nou, acum sunt discuții tehnice, sper ca reprezentanții Ministerului de Interne și Ministerului de Externe să închidă cât mai repede, deja lucrurile sunt un pic în decalaj, pentru că noi avem nevoie de acest mesaj pozitiv și eu cred că putem să-l obținem și există și varianta ca reprezentantul Austriei să iasă din sală. Știți, săptămâna trecută au fost luate câteva decizii importante. Am văzut. Fondurile pentru tot ce înseamnă Ucraina, o parte din fondurile pentru sistemul de urgență, ideea aceasta de începerea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova și acolo am avut două situații în care celebrul Orban din Ungaria a ieșit din sală, atât de puternic a fost încât a ieșit din sală și domnul Nehammer a ieșit de asemenea din sală pentru alte decizii. Deci, și în cazul acesta, dacă reprezentanții guvernului de dreapta din Austria sunt atât de
temător să voteze pentru, eu îi invit să iasă din sală, le dau eu cafeaua, nu este niciun fel de problemă, dar la finalul zilei... Deci ar fi și această variantă. Da, este și această variantă. Sunt mai multe scenarii, ele sunt discutate în prezent, dar trebuie să accelerăm un pic procesul. Discuțiile la nivel tehnic, după părerea mea, trebuie să fie susținute un pic mai mult. O ultimă întrebare, domnule Negrescu, pe plan intern și un răspuns foarte pe scurt. Am văzut ce s-a întâmplat aseară în Parlamentul României, un val de agresiuni, de înjurături. Cum se poate întâmpla așa ceva în locul în care se află aleșii poporului? Pentru că dumneavoastră sunteți europarlamentar, poate ne puteți spune dacă ați văzut situații similare în Parlamentul European. În primul rând, este incredibil ceea ce s-a întâmplat și este un atac la democrație, pentru că, de fapt, fac aceste lucruri pentru a discredita Parlamentul. Să știți că extremiștii fac acest lucru în multe parlamente din statele membre și au încercat și în Parlamentul European. Însă acolo sunt regulile clare, avem un personal abilitat să scoată o persoană din sală care perturbă dezbaterile. De fapt, aceasta este tonalitatea pe care eu o adopt și imaginați-vă cum ar fi ca aceiași oameni care se înjură acolo în față, de la AUR, de la SOS, să fie în Parlamentul European, să reprezinte România. Știți care ar fi titlul? Eurodeputații români distrug Parlamentul European, fac de rușine Parlamentul European. Eu nu vreau să fim reprezentanți de astfel de oameni în Parlamentul Dar European. Dar dacă ne uităm la oameni, sondaje, domnule Victor, oamenii trebuie să fie atenți, pentru că imaginați-vă dacă făceau lucrul acesta la tribuna Parlamentului European și avea acolo cancelarul german, președinta Comisiei Europene și se uitau la oamenii ăștia cum se înjură între ei, adică ei nici măcar nu se luptau pentru cetățeni sau era o miză reală. Pur și simplu este un conflict politic și, după părerea mea, atacul este la democrație și la modul în care funcționează un parlament și trebuie să fim foarte atenți și foarte prudenți. Eu nu cred că sunt întâmplătoare lucrurile acestea. Cine crede că sunt doar niște oameni agresivi, nu analizează cum trebuie situația. Aici vorbim de demersuri organizate, concertate, aceeași tonalitate o adoptă partidele acestea extremiste și în alte state membre. Acolo au reușit să-i controleze oarecum și la noi ne trebuie măsuri în acest sens și susțin propunerile președintelui Camerei Deputaților, Alfred Simonis, pentru a identifica o soluție. Modelul Parlamentului European poate fi adoptat, cred eu, și la noi în țară.